Rectificarea bugetului de stat pentru 2020 a fost aprobată în ședința de astăzi a Guvernului, de menționat că modificările au fost făcute în contextul impactului pandemiei COVID-19 asupra economiei naționale și a necesităților sistemului medical. Nici în cel mai, zicem, sumbru scenariu nu puteam să ne imaginăm că o să venim cu rectificare de buget care ar prevede un deficit de 7,6%. Este necesar, pe de o parte, să sporim cheltuielile pentru a salva economia și pentru a asigura nivelul de protecție a societății, a cetățenilor, iar pe de altă parte suntem conștienți că foarte sau un volum masiv de venituri vor decădea. Deci situații în când veniturile scad, dar noi majorăm cheltuielile. Potrivit lui Chicu, deficitul total de 16,2 miliarde de lei sau 7,52% din PIB va fi acoperit în mare parte din surse externe. Faptul că este 16,2 miliarde de lei deficit nu înseamnă că țara intră în capacitate de plată, pentru că sunt prevăzute sursele de plată respective, sursele de finanțare acestui deficit, marea majoritate fiind, bineînțeles, împrumuturile externe. Și aici remarc două împrumuturi de la Fondul Monetar Internațional, ce va fi o sumă mai mult de 4 miliarde de lei, și creditul suveran pe care îl angajăm cu Federația Rusă, tot peste 4 miliarde de lei. Totodată, pentru compensarea deficitului bugetar, guvernul va mai folosi emiterea valorilor mobiliare de stat în sumă de 4 miliarde de lei, împrumutul de 454 de milioane de lei din partea Băncii Mondiale, precum și veniturile estimative de 700 de milioane de lei din privatizarea activelor publice. De asemenea, executivul discută un suport macrofinanciar de 624 de milioane de lei din partea Uniunii Europene. Proiectul urmează să fie supus dezbaterilor în plenul Parlamentului, cel mai probabil săptămâna viitoare.